Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. NATO avertizează că trupele ruse nu se retrag din jurul Kievului și regiunii Cernigov, dar se repoziționează. Militarii ucraineni se pregătesc de noi asalturi în Donbas. Noaptea trecută au fost atacuri cu rachetă la Harkov și Dnipro. Președintele Volodymyr Zelensky cere Statelor Unite noi arme, tancuri, avioane și piese de artilerie pentru a-și întări apărarea. Iar la Chișinău, o bucată de fier desprinsă de la o clădire aflată în construcție a căzut în curtea unei grădinițe. Din fericire, în acel moment, copiii nu se aflau afară. Președintele Ucrainei avertizează asupra unei noi ofensive rusești în estul Ucrainei. În mesajul zilnic transmis încă de la începutul războiului, Volodymyr Zelensky a declarat că nu crede în promisiunile Rusiei de a reduce activitatea militară și că există o acumulare de trupe rusești pentru lovituri în Donbas, iar armata sa se pregătește pentru noi lupte. Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова, поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою і зараз це найголовніше. Володимир Зеленський реафірмат де асемена ангажаментул України да ж протежа територіул. Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. Zelensky a afirmat că a discutat cu președintele Joe Biden, iar ca urmare, Statele Unite au anunțat că vor oferi guvernului de la Kiev un ajutor bugetar direct în valoare de 500 de milioane de dolari. Саме зараз, переломний момент. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні, був максимально щирий з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. Președintele Ucrainei s-a adresat astăzi Parlamentului Australiei în cadrul unei videoconferințe, solicitând noi sancțiuni împotriva Rusiei. Відстань між нашими державами, як тільки що ви говорили, велика, але цієї відстані просто не існує для жорстокості і хаосу, які Росія принесла на схід Європи в регіон наших Чорного і Азовського морей, на нашу українську землю. Zelensky a avertizat cu privire la marile implicații pentru securitatea globală dacă Rusia nu este oprită și a vorbit de asemenea despre ceea ce va urma după război, invitând națiunile și companiile să investească în restaurarea Ucrainei. Războiul Rusiei din Ucraina continuă și în cea de-a 36-a zi, dar situația din teren rămâne incertă, în ciuda unor promisiuni ale Rusiei de a reduce atacurile. O explozie puternică a luminat aseară cerul deasupra orașului Harkov. Presa relatează că în urma unui atac aerian a fost afectat gazoductul. În Dnipro a fost bombardat un depozit petrolier care ar fi fost distrus în totalitate. Au continuat luptele în Lugansk, iar în Cernigov trupele ucrainene au câștigat teren în eliberarea orașului. Totodată, ucrainenii încă dețin centrul Mariupolului. O explozie puternică s-a auzit aseară în diferite părți ale orașului Harkov, iar pe Telegram au apărut imagini cum pentru câteva minute s-a făcut ziua. Explozia a fost văzută de la kilometri distanță, iar oamenii s-au speriat, așa că au filmat și au postat imagini pe rețelele de socializare. Potrivit presei, în urma unui atac cu rachetă a fost avariat gazoductul. Autoritățile spun că au reușit să închidă gazul, dar conducta este lungă și era mult combustibil în ea și este nevoie de timp pentru a se arde. Șeful administrației regionale de stat din Lugansk a raportat că bombardamentele asupra teritoriului au continuat în noaptea de 31 martie. Una dintre ținte a fost o instalație de depozitare a petrolului. O bază petrolieră a fost bombardată și în Dnipro. Primarul orașului a confirmat informația, precizând că rafineria a fost distrusă.
Trupele ucrainene au preluat teritoriul de la forțele ruse în apropierea orașului Cernigov. O serie de forțe ucrainene sunt văzute în videoclipuri filmate în satul Sloboda, la aproximativ 19 km de Cernigov. Înregistrările arată mai multe tancuri rusești incendiate și distruse. Satul Sloboda este vital pentru eforturile ucrainene de a rupe încercuirea Cernigovului de către trupele ruse. Ar fi de asemenea una dintre primele victorii majore în recucerirea orașului. Cernigov a fost supus unui atac colosal ieri, potrivit primarului orașului. Loviturile au continuat și în suburbiile Kievului la doar o zi după ce Rusia a susținut că își reduce campania militară în apropierea capitalei și a zonei înconjurătoare. Noaptea trecută în capitală a fost liniște. Ultima evaluare britanică a situației războiului arată că în zilele următoare vor fi lupte grele în suburbiile Kievului, astfel că forțele ucrainene încă folosesc măsuri de protecție contra forțelor ruse în zonele din jurul capitalei. Pe o șosea aflată lângă Borodeanca, localitate la nord-vest de Kiev, aproape de Irpin, recent recucerit de la ruși, au fost puse mine antitank. Într-un clip video se poate vedea cum mașinile se strecoară printre mine pentru a nu călca pe ele. Așteptările de dezescaladare din Ucraina sunt departe de realitate. Ieri, clădirea Comitetului Internațional al Crucii Roșii din Mariupol a fost avariată în urma unui atac cu rachetă. Imobilul urma să fie folosit pentru ajutor umanitar. Trupele ucrainene încă dețin controlul asupra centrului Mariupolului. Batalionul Azov este cel care ține piept bombardamentelor ruse. Бо хлопці воюють заради вас, українці, заради дітей, заради майбутнього. Ми будемо боротися понад свої сили, в нелюдських умовах, і боротимемося за наших людей, поки нам вистачить сил. Mariupol, ce Ucraina. Potrivit statului major al Ucrainei, armata rusă a început să se retragă de pe aeroportul Hostomel, la nord-vest de Kiev, iar Cernobâl este o altă zonă în care încep să se repoziționeze, părăsind Cernobâl și mergând în Belarus. На території Республіки Білорусь зафіксовано переміщення військової техніки Збройних сил Російської Федерації, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєнні та техніці угруповань, що діють на території України. Rusia pretinde că va reduce operațiunile din apropierea capitalei și a Cernigovului, dar Ucraina și Occidentul spun că e o manevră pentru a-și limita pierderile și a se pregăti pentru alte atacuri. Trupele ruse sunt din ce în ce mai demoralizate și au început să nu mai execute ordinele, potrivit serviciilor britanice de informații, în timp ce Casa Albă susține că au apărut tensiuni între Vladimir Putin și liderii armatei. Începând de mâine, toate țările considerate de Moscova neprietenoase, dintre care figurează toate statele membre ale Uniunii Europene, SUA și Marea Britanie, care cumpără gaz din Rusia, trebuie să plătească în ruble. Un decret în acest sens a fost semnat cu puțin timp în urmă de către președintele rus Vladimir Putin. Noi подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Putin a mai spus că Rusia nu se va angaja în acte de caritate în ceea ce privește furnizarea de gaze naturale și că dacă plățile nu vor fi făcute în ruble, contractele vor fi oprite. Anterior, grupul G7 al principalelor state industrializate a respins solicitarea Rusiei și a convenit că cererea de plată în ruble constituie o încălcare unilaterală și clară a contractelor existente. Decizia anunțată astăzi de Vladimir Putin nu se referă la Republica Moldova. Kremlinul spune una, iar diplomația rusă alta. În timp ce purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin susține că negocierile de pace cu Ucraina nu înregistrează progrese serioase, ministrul rus de externe susține că rezultatele discuțiilor cu Ucraina de la Istanbul sunt un progres pozitiv. Negocierile de pace se vor relua pe 1 aprilie. Мы расцениваем результаты переговоров, которые вчера состоялись в Стамбуле, как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения ни ядерного, ни блокового статуса Украины,
подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом. Так же, как я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами то, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Ieri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că negocierile de pace cu Ucraina nu sunt promițătoare și nu înregistrează progrese serioase. Directorul adjunct al biroului președintelui Volodymyr Zelensky a afirmat că negocierile dintre Rusia și Ucraina au progresat cu siguranță, deoarece pentru prima dată delegația rusă a ascultat ce a avut de comunicat partea ucraineană. Statele Unite susțin că Vladimir Putin a fost indus în eroare de consilieri care au fost prea speriați pentru a-i spune cât de prost merge războiul din Ucraina și cât de dăunătoare au fost sancțiunile occidentale. Totodată, șeful serviciului de spionaj britanic susține că trupele ruse au început să nu mai execute ordinele. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a respins informațiile precum că acesta ar fi dezinformat, precizând că oficialii de la Washington n-ar avea habar de ce se întâmplă la Kremlin, o situație pe care a descris-o drept îngrijorătoare. Is of course we have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a sugerat că liderilor armatei le este greu să-i dea lui Putin vești proaste pentru că nu știu cum va reacționa. Mr. Putin has not been fully informed by his Ministry of Defense at every turn over the last month. Un diplomat european de rang înalt a declarat pentru Reuters că evaluarea americană este în concordanță cu constatările țărilor europene. Putin a crezut că lucrurile merg mai bine decât erau în realitate. It increasingly looks like Putin has massively misjudged the situation. It's clear he's misjudged the resistance of the Ukrainian people. And he overestimated the abilities of his military to secure a rapid victory. Șeful serviciului de spionaj britanic vorbește despre o ruptură în armata rusă. We've seen Russian soldiers, short of weapons and morale, refusing to carry out orders, sabotaging their own equipment, and even accidentally shooting down their own aircraft. And even though we believe Putin's advisors are afraid to tell him the truth. Aceste imagini difuzate de The Sun par să confirme cele spuse de șeful spionajului britanic. Mai mulți recruți se plâng că au fost aruncați în război cu puști din anii 40 care nu funcționează. Нас автоматами ставят против градов, артиллерии, минометов. Всех кинули, сказали умирайте. Opinia generală este aceea că Vladimir Putin și-a greșit în mod catastrofal calculele, dar dacă opinia generală este greșită, dacă vestul nu face altceva decât să-i facă pentru a câta oară jocul lui Putin, se întreabă o corespondentă de la New York Times care a relatat despre primul război cecen de la mijlocul anilor 90. Rusia ar opera și astăzi după același manual, după ce luptătorii ceceni au distrus o brigadă rusească de blindate provocând șoc la Moscova, rușii s-au regrupat și au șters de pe fața pământului Groznei, dar de la distanță cu artileria și forțele aeriene. Când analiștii militari occidentali argumentează că Putin nu poate învinge militar în Ucraina, ce vor ei să spună de fapt e că el nu poate învinge cinstit. Dar de unde și până unde a jucat Putin vreodată cinstit, se întreabă jurnalista. Pompierii de la IGSU au dat foc intenționat unui teren, iar apoi au intervenit cu tunuri de apă pentru a stinge flăcările. Totul pentru a le demonstra oamenilor de cât efort este nevoie pentru a potoli un incendiu de vegetație. Pompierii spun că în această perioadă efectuează astfel de operațiuni de câte 15 ori pe zi, iar uneori o intervenție poate dura până la 8 ore. Mai multe despre munca titanică a salvatorilor aflați imediat la știri. După ce acum câteva zile CSM și-a dat acordul, procurorii au descins astăzi cu percheziții în biroul magistratei Olesea Țurcan. Percheziții au fost planificate și la domiciliul judecătoarei, acestea însă au fost amânate întrucât magistrata a părăsit ieri Republica Moldova. Olesea Țurcan susține că perchezițiile sunt ilegale și că plecarea sa a fost planificată.
Perchezițiile au fost efectuate în această dimineață în biroul Olesei Țurcan, care este bănuită că a pronunțat cu bună știință o hotărâre judecătorească contrar legii, într-o cauză pe care a judecat-o. Acțiunile au avut loc după ce membrii CSM au admis sesizarea procurorului general interimar referitor la eliberarea acordului în pornirea urmăririi penale și efectuarea perchezițiilor în privința Olesei Țurcan. Concomitent informăm că pe parcursul zilei de ieri, procurorii au obținut autorizațiile de la judecătorul de instrucție în vederea efectuării perchezițiilor la birou și domiciliu magistratei vizate. Prin urmare, ținând cont de faptul că magistrata în cauză ieri a părăsit teritoriul Republicii Moldova, în acest sens, eschivându-se de la efectuarea urmăririi penale în privința sa, realizarea perchezițiilor la domiciliu acestea la moment nu poate fi efectuată. Într-un mesaj, magistrata a declarat că percheziția efectuată în biroul său de serviciu este ilegală, iar așa numitele probe sunt nule. Nu a fost contactată nici măcar telefonic de către organul de urmărire penală, nu mai a fost adusă la cunoștință ordonanța organului de urmărire și nici încheierea judecătorului de instrucție. Sunt plecată temporar peste hotare cu copilul, plecarea a fost anterior planificată. Prin urmare, este o minciună și un fals că mă eschivez de la urmărirea penală. A mai scris magistrata în mesaj. Olesea Țurcan a emis decizii controversate în dosarul companiei de asigurări Moldasic. Mai exact, în februarie, inspecția juridică din cadrul CSM a constatat că Țurcan a comis abateri disciplinare în acel dosar. Olesea Țurcan activează în sistemul judecătoresc din iulie 2015, când CSP a propus președintelui Republicii Moldova numirea magistratei Olesea Țurcan în funcția de judecătoare la judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, pe un termen de 5 ani. În martie 2021, Țurcan a fost suspendată din funcție pentru perioada aflării în concediu de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, adică până la 15 ianuarie 2024 inclusiv. Lucrările de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău vor fi declarate utilitate publică de interes național. O lege în acest sens a fost votată în prima lectură de Parlament. Asta înseamnă că statul va putea expropria anumite terenuri pentru a efectua lucrările, iar proprietarii vor fi despăgubiți. Scopul proiectului este de a asigura securitatea energetică a țării prin interconectarea rețelelor dintre Republica Moldova și România. Autorii își doresc implementarea acestuia în următorii 3 ani. Se declară de utilitate publică de interes național lucrările de construcție a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești. Andrei Spânu a declarat că va fi instituită o procedură specială de expropriere a terenurilor sau bunurilor private, astfel încât lucrările de construcție a liniei electrice aeriene pe direcția Vulcănești-Chișinău și a stației electrice Back-to-Back Vulcănești să poată fi desfășurate. Se instituie obligația expropriatorului, statul, de a stabili sumele convenite de despăgubire datorate proprietarilor și titularilor drepturilor de folosință asupra terenurilor necesare pentru construcția liniei electrice aeriene și a stației Back-to-Back pe baza rapoartelor de evaluare elaborate de evaluatori certificați. Plata despăgubirilor se va face de către guvern din bani publici, a declarat ministrul infrastructurii. Сегодня нам непонятно ни общая площадь экспроприируемых земель, там говорится о 10 тысячах участках каких-то, да, но общая площадь, ни трасса, где это будет происходить, ни ограничения, которые бы позволили сегодня предотвратить скупку этих участков с целью перепродажи по более дорогой цене. То есть мы ничего этого не видим в этом законе. Он такой урезанный, который позволяет всякую шмекерию по поводу этих участков. Alții au în cap șmecherii, noi avem bună intenție. Proiectul are 2 etape. Prima etapă este de proiectare. Și pentru etapa de proiectare este nevoie de declarat utilitatea publică. Ori proiectanții trebuie deja să intre pe aceste terenuri, să facă măsurări și să proiecteze. Spânu a precizat că proiectarea se va încheia la toamnă, iar atunci va fi clar care este suprafața care va fi expropriată. Proiectul are scopul asigurării securității energetice a statului prin interconectarea Republicii Moldova cu piața de energie electrică a Uniunii Europene, cât și crearea unui mediu concurențial favorabil pe piața energiei electrice. Dorim ca acest proiect să fie realizat și construit în maxim 3 ani conform documentelor de proiect. Lucrările de construcție vor fi efectuate în cadrul proiectului Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, faza 1, cu un buget total de 260 de milioane de euro pentru o perioadă de 4 ani. Banii vor veni din bugetul de stat, dar și din diferite acorduri de împrumut și grant.
O bucată de fier desprinsă de la un bloc aflat în construcție a căzut în curtea unei grădinițe din sectorul Râșcani al capitalei. Din fericire, copiii nu erau în acel moment afară, dar părinții și administrația instituției sunt îngroziți de cele întâmplate și cer ca lucrările să fie oprite, așa cum clădirea se află prea aproape de grădiniță. Agenția pentru supraveghere tehnică investighează cazul. Momentul în care bucata de fier cade în curtea grădiniței a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum aceasta se prăbușește peste copaci, apoi se oprește în cușca pentru iepuri. Bucata de fier a căzut peste cușca de iepuri din curtea grădiniței. Pilonul a distrus acoperișul din lemn, iar zona a fost izolată cu o panglică. Din fericire, în momentul impactului, copiii se aflau în grădiniță, iar iepurele reușit să se ascundă. S-a întâmplat în jurul orei 10 dimineața. Bucata de fier a căzut la etajul 10 al clădirii care este în imediată apropiere de curtea grădiniței. Părinții sunt îngroziți de cele întâmplate. E șocant. Eu nu pot să vă redau. Eu nici până în moment a trecut deja câteva ori, eu nu pot să mă liniștesc pentru că îmi dau seama că nu că e periculos. Asta e inadmisibil. Și cel mai dureros lucru este că dacă asta se întâmpla într-o țară unde legea există, legea lucrează, construcția nu era scontinuă. Părinții și responsabilii de la grădiniță spun că timp de un an s-au adresat la diferite instanțe pentru a opri construcția, însă nu s-au luat măsuri. De mai bine de un an tot sesizăm autoritățile pentru o construcție ilegală care ne sfocă și totodată prevenim de un an că ar putea fi accidente serioase. Noi suntem la limita puterilor. Ori sistem activitatea grădiniței, ori autoritățile se autosesizează și opresc această construcție. Responsabilii de construcția blocului își recunosc vina și spun că au pus plase de securitate pentru a proteja copiii. Am vorbit cu muncitori, din neatenție s-a produs greșeala dată. Nu ne-am asigurat cum am putut, dar din nefericire s-a întâmplat și s-a întâmplat. Cum o să preveniți ca astfel de situații să nu se mai întâmple? Sigur, și mult mai, o să asigurăm șantierul mult mai bine. La fața locului au venit reprezentanții Preturii Râșcani, responsabilii de la Inspectoratul de Stat al Muncii și de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Cei de la AST sunt responsabili de investigarea cazului, însă aceștia au refuzat să discute cu noi. Grădinița și dezvoltatorul imobiliar se află în litigiu de mai bine de un an. Reprezentanții instituției susțin că blocul se află prea aproape de curtea grădiniței, nefiind respectată distanța de 12 metri, așa cum prevede legea. Compania nu a dorit să comenteze cazul. Am solicitat o reacție de la reprezentanții primăriei care au emis autorizația de construcție a clădirii, însă aceștia ne-au spus că vor reveni mai târziu. Agenția pentru Supraveghere Tehnică investighează și legalitatea autorizației emise de municipalitate. Vremea frumoasă din ultimile zile va fi înlocuită de un val de frig în weekend. Astfel, de la maxima de 25 de grade, cât sunt prognozate pentru mâine, temperaturile vor scădea brusc până la 8 grade. Meteorologii spun că vor cădea și precipitații, iar totul din cauza unui ciclon de aer rece. La sfârșitul săptămânii viitoare, vremea se va încălzi din nou. Acești tineri au profitat de cele 22 de grade cu plus și au venit la scăldat în parcul Valea Morilor. Мы купались зимой и весной прошлой. Вот сейчас тоже вышли купаться. Și Gheorghe spune că abia aștepta să se încălzească ca să facă plajă. Acum e cel mai soare, cel mai profitabil să folosim. Plajă pur și simplu să mă bronzez. Relaxez, pe malul iarba, aer curat. De soare și căldură s-au bucurat cu toții. Oamenii au îmbrăcat haine cu mâneci scurte, copiii au renunțat la căciul, iar o fetiță chiar a purtat o rochie de vară. Tipălor! Este un escăție! Timpul de afară e superb. 10 din 10. Este foarte cald, este foarte bine pentru sănătate să te plimbi de curoli. Întrucât vremea e frumoasă, au fost amenajate și zone de agrement. Căldura de afară și soarele din belșug te face să schimbi hainele groase pe ochelarii de soare. Mai mult a fost dată undă verde și pentru plimbările cu barca pe lac. Liniștea apei, briza vântului te face să simți primăvara din plin. Iar câteva familii nu au ezitat să facă o plimbare pe lac cu barca. Cei mai nerăbdători de a fi duși de val au fost copiii. Pe așa vreme frumoasă, bineînțeles?
Această familie, de exemplu, este refugiată din Odessa, iar dorul de mare i-a adus pe faleză. Нравится все, прекрасные люди, хорошая погода. Очень прикольно было кататься, и ветер дул, и погода хорошая. Potrivit serviciului hidrometeorologic de stat, temperaturile înalte din această perioadă se datorează unui ciclon de aer cald, după care în weekend se va răci semnificativ. Asta pentru că țara noastră va fi lovită de un alt ciclon, de data asta de unul rece din nord-vest. Astfel, mâine vom avea 23 de grade cu plus, iar de sâmbătă vremea se răcește până la 14 grade. Duminică vom avea maxime de doar 6 grade. Temperaturile pe timp de noapte, ele vor fi unele normale pentru această perioadă, pe când cele pe timp de zi vor fi mai scăzute decât în mod normal, fiindcă ar trebui să avem în jur de 10-13 grade Celsius. Ciclonul va fi însoțit nu doar de temperaturi scăzute, ci și de lapoviță și ploi, care vor dura până la mijlocul săptămânii viitoare. Astfel, luni vom avea 8 grade, marți 10, iar de miercuri se încălzește puțin până la 13 grade. Sfârșitul săptămânii viitoare va fi unul însorit. În Republica Moldova va fi creat al doilea parc național. Denumirea spațiului protejat de stat va fi Parcul Național Nistrul de Jos, care se va întinde peste mai multe localități din Ștefan Vodă și Căușeni, dar și peste 4 localități din stânga Nistrului, din raionul Slobozia. O lege care prevede asta a fost votată astăzi în două lecturi de toți deputații prezenți la ședință. Crearea arei naturale protejate presupune elaborarea și aprobarea ulterioară a unui plan de management cu includerea acțiunilor concrete privind revitalizarea ecosistemelor degradate, stoparea pierderii biodiversității și crearea condițiilor de creștere și reproducere a speciilor periclitate și strict periclitate, reabilitarea pășunilor și pajiștilor și altele. Iuliana Cantaragiu a declarat că zona este unică din perspectiva diversității de plante și animale, iar necesitatea creării Parcului Național Nistrul de Jos a fost impusă pentru conservarea și protecția ecosistemelor vulnerabile din acea zonă. Parcul va avea o suprafață de aproape 62.000 de hectare și va fi gestionat de Ministerul Mediului. Acest parc național va fi al doilea de pe teritoriul țării noastre, primul fiind Parcul Național Orhei de la Orheiul Vechi. Numărul incendiilor de vegetație din această perioadă este de 15 ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pompierii spun că intervin pentru a stinge flăcările de 15 ori pe zi, iar o misiune poate dura până la 8 ore. Până acum, 3 persoane și-au pierdut viața în urma acestor incendii, iar peste 100 au fost sancționate pentru incendierea intenționată a vegetației uscate. Astfel, pompierii au înscenat arderea intenționată a unui teren. Așa cum se întâmplă de obicei în urma lucrărilor de curățare a unui teren, a fost aprins gunoiul. În scurt timp, flăcările s-au extins, iar persoana care a provocat incendiul a fugit de la fața locului. Ulterior, pompierii au intervenit cu tunul de apă și cu mături din cauciuc pentru a opri flăcările. Pompierii spun că în această perioadă intervin la astfel de incendii de 15 ori pe zi, iar uneori o intervenție poate dura până la 8 ore. Cel mai greu este incendii vegetației uscate, deoarece dacă la un incendiu industrial sau la un apartament noi suntem la opoziție, da, suntem dislocați la situare de luptă, aici este suprafețe foarte mare, kilometri întregi, tehnica rămâne în drum pentru apărarea zonelor unde sunt case. În urma incendiilor din această lună, 3 persoane și-au pierdut viața. Se presupune că sunt chiar aceleași persoane care au incendiat sau au provocat aceste incendii. Totodată, potrivit salvatorilor, peste 100 de persoane au fost sancționate pentru provocarea intenționată a flăcărilor, amenda fiind de până la 3.000 de lei. Suma minimală a unui proces verbal sau a sancționării persoanelor date depășește de 10 ori cheltuielile pe care le-ar putea face pentru transportarea deșeurilor la locuri special amenajate. De la începutul anului, pompierii au intervenit de 5.700 de ori pentru a lichida incendiile de vegetație, iar 47.000 de hectare de teren au fost distruse de flăcări. Numărul incendiilor de vegetație din acest an a crescut de 15 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai mulți pictori din Ucraina și din Republica Moldova și-au unit forțele și creația și-au pictat pentru pace. Tablourile au fost expuse la vânzare.
Banii adunați vor fi donați pentru refugiații ucraineni. Vă spune mai multe în jurnal. Banca Europeană de Investiții va oferi țării noastre un împrumut de 30 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți în următorii 3 ani pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova, care prevede reabilitarea mai multor clădiri publice, spitale, școli și grădinițe. Acordul de împrumut a fost ratificat astăzi de Parlament, iar banii urmează să ajungă în 10 tranșe. Resursele financiare atrase în temeiul contractului de finanțare vor fi puse la dispoziția Republicii Moldova, reprezentată de către Ministerul Finanțelor, în 10 tranșe, valoarea minimă a tranșelor fiind de la 1 milion de euro. Condițiile de rambursare și rata dobânzii pentru fiecare tranșă vor fi stabilite de către bancă în momentul debursării tranșelor, care, conform experienței din proiectele similare, poate avea valori între 0 și 1,9% anual. Andrei Spânu a declarat că banii vor fi utilizați pentru realizarea unui program național de reabilitare energetică a mai multor clădiri publice vechi din Moldova. Instituțiile guvernamentale de importanță națională, cele de menire socială, precum sunt spitalele republicane de interes național, și instituțiile publice de importanță locală și sau municipală, grădinițe, școli, spitale municipale și raionale. Ministrul Infrastructurii a enumerat obiectivele principale ale proiectului și lucrările pe care le include. Reabilitarea anvelopei clădirilor, sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat, implementarea sistemelor de iluminat, distribuția energiei termice, valorificarea a surselor de energie regenerabilă. Banii împrumutați urmează să fie întorși în 15 ani. Valoarea totală a proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova constituie 75,5 milioane de euro. Săptămâna trecută, Parlamentul a ratificat un alt acord de împrumut pentru acest proiect de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. În același timp, 15 milioane de euro vor fi oferiți sub formă de grant din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene, rândcă 500.000 de euro vor fi donați de fondul fiduciar de asistență tehnică pentru țările parteneriatului estic. Proiectul urmează să fie implementat până în 2025. Începând de astăzi, cheltuielile pentru întreținerea persoanelor refugiate vor fi suportate în totalitate din surse externe. Pentru asta, Moldova a primit până acum aproximativ 60 de milioane de lei cu titlul de donație din partea mai multor țări. Moldova a primit ajutoare umanitare sub formă de bunuri în valoare de peste 7 milioane de euro. Începând cu 27 februarie și până astăzi, au fost înregistrate aproape 300 de loturi de ajutoare umanitare, dintre care circa 35 de loturi destinate Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului de Interne, în valoare de circa 1,2 milioane de euro. Ajutoarele umanitare sunt distribuite centrelor de plasament temporar doar în bază de cerere. Deocamdată nu sunt date despre banii alocați din bugetul de stat pentru asigurarea refugiaților cu produse alimentare, adăpost și asistență medicală. Responsabilii de la guvern au spus că acum întocmesc raportul unde vor fi incluse datele despre cheltuielile suportate de țara noastră. Potrivit Poliției de Frontieră, în prezent, în Moldova, sunt peste 90.000 de refugiați ucraineni. Mai mulți refugiați din Bălți s-au echipat cu mături și greble și au făcut curățenie în scoarul Spitalului Clinic din oraș. Oamenii au adunat frunzele și tot gunoiul din proprie inițiativă. Ei spun că astfel îi mulțumesc orașului pentru că le-a oferit adăpost. Cu mături, greble și lopeți în mâini, un grup de refugiați ucraineni s-a pus pe treabă. În câteva ore, scoarul Spitalului Clinic din Bălți a fost curățit de tot gunoiul care s-a adunat de cu iarnă. Ми здесь собрались просто чтобы помочь немножко городу. Так как мы с Украины, мы решили здесь немножечко хоть как мы можем, какими силами своими. После зимы там оно накопилось и листья, и мусора много, и мы просто, чтобы немножко облагородить эту территорию. Мы сегодня собрались здесь помочь добрым людям, которые помогают нам в свою очередь, и убрать парк, в котором мы находимся сейчас. Мы заметали листья, граблями их собирали, наши мужчины и местные мужчины помогали их вывозить, наводим простой порядок, чтобы глаз радовался. Întrucât timpul a fost prielnic, la treabă au trecut și copiii. Хорошая погода, мы почему нет? Сидим дома, ничего не делаем. Так что только рады помочь. Ну, в основном собираем листья, вообще убираем всю территорию от
пучки собираем, потом их выносят и убираем территорию. Rohul Bisericii Sfântul Pantelimon, aflat în scoarul spitalului, spune că inițiativa refugiaților de a face curat este demnă de admirație. Mulțumesc pentru actul care îl fac dumnealor pentru biserică, pentru spitalul nostru, pentru că terenul deja este după iarnă, știți, și s-au strâns multe frunze, multe deșeuri și dumnealor cu propunerea, noi am acceptat propunerea sau provocarea, spunem așa. La Bălți se află peste 400 de refugiați din Ucraina, adăpostiți în 3 centre de plasament. Praf în ochi, asta cred fermierii despre măsurile de susținere a agriculturii anunțate ieri de autorități. Oamenii spun că nu sunt mulțumiți de subvențiile oferite, chiar dacă fondul pentru acestea a fost mărit. În timp ce agricultorii insistă pe compensarea în totalitate a accizei la motorină, autoritățile spun că deocamdată asta e tot ce pot face. Știți când, de exemplu, acoperișul a fost stricat și cade și trebuie să-l schimbi urgent că plouă în casă. Da, gospodar, în loc de a schimba acoperișul, se duce și vopsește poarta. E cam așa s-a primit la noi aici, au făcut guvernul, mai mult de ochii lumii. Trebuia obligatoriu să întoarcă tot accizul, așa și-a fost și așa și s-a promis și în campanie electorală că vor întoarce accizul la motorină 100%. Da? Cum se face? Cum este practica europeană? Andrei Dânga, care este membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că agricultorii nu sunt mulțumiți de subvențiile oferite de guvern și că urmează să se întronească din nou pentru a decide dacă protestul anunțat rămâne în vigoare. S-a dat 30%. Vă dați seama, asta 30% ca oamenii să înțeleagă de rând. Asta e 75 de bani la litru. Asta e nimic, practic. Uh-huh. Mai bine nici nu-l dai. Și nu că îl dau cumva, dar îl dau în fondul de subvenționare. Dați seama. Pus la fondul de subvenționare cu 250 milioane, dar problema altceva. Fondul de subvenționare acum nu merge numai agricultori, dar merge și la dezvoltarea rurală. Și primăriile inclusiv iau bani din fondul de subvenționare. Agricultorii insistă ca acciza la motorină să fie compensată în totalitate. Asta pentru că prețul care a crescut enorm este, în plin sezon agricol, cea mai mare problemă cu care se confruntă fermierii. Noi nu am obținut procentele care le-am cerut. Noi am cerut 100% să fie, cum e în majoritatea statelor europene. Agricultorii s-au așteptat la mai mult ajutor din partea statului, inclusiv revizuirea unor impozite sau compensarea pierderilor pe care le-au avut din cauza războiului din țara vecină. O spune președintele Asociației Exportatorilor din Moldova, Igor Grigoriev. Ceea ce s-a anunțat, cred că la moment este deja întârziat, cu părere de rău. Oricum sunt niște pași care întreprinde guvernul. Lucrurile acestea trebuiau întreprinse, cred că, în prima săptămână după începerea acestui tragic război. Toate aceste chestiuni anunțate sunt puține, oricum se necesită implicarea guvernului cu mult mai adânc în toate lucrurile economice care sunt în Republica Moldova. Ion Grecu, care este exportator, crede că autoritățile trebuie să facă curățenie în sistem, așa încât să nu mai existe corupție. La întreprinderea noastră nu vrem subvenții, vrem să nu ne încurci să muncem, să ne punem impedimente, să putem munce liber, ca într-o țară europeană. Noi în statul ăsta avem mii și mii de oameni care nu mă controlează, dar nu muncesc. Întrebate dacă urmează să revizuiască măsurile anunțate în privința agricultorilor, autoritățile spun că deocamdată acestea sunt subvențiile pe care le pot oferi. S-a creat un pachet de măsuri pe care guvernul este în stare să implementeze la momentul de față. Acesta a fost inclusiv consultat și cu actorii implicați și acesta deocamdată urmează să fie implementat. Mai mulți agricultori au amenințat ieri autoritățile că vor ieși la proteste dacă statul nu le va compensa în totalitate acciza la motorină. După apelul acestora, autoritățile au anunțat un șir de măsuri de susținere, printre care subvenții mai mari pentru fermieri și compensarea 30% din valoarea accizelor pentru motorină, dar și arate dobânzii la credite. Pictorii din Ucraina, dar și cei din Republica Moldova și-au unit forțele și au pictat în numele păcii. Tablourile impresionante cu fețe de copii, femei îngenunchiate și flori cu drapelul ucrainean au fost expuse la o licitație. Banii adunați vor fi donați pentru refugiații aflați în țara noastră.
Uliana Romanciac este o pictoriță de la Odessa care s-a refugiat la noi. De cum a aflat despre proiectul în care mai mulți pictori vor picta în numele păcii, a decis să se implice. În doar 3 zile a creat un tablou abstract numit Războiul. Чорне це якби щось страшне, кров проливається, небо голубое і сочетання з жовтим це цвіт нашого флага. Зелений – це символ весни, победи. Табло-ul pictorului moldovean Alexei Luca, care înfățișează o femeie îngenunchiată în fața unei pâini, a sensibilizat publicul. E o odă adusă păcii, susține tânărul. E un fel de sfințenie pentru liniștea și pacea care o avem nevoie fiecare în acest moment. Mai mulți pictori au pictat pacea în chipuri de copii care au devenit simbol al războiului din Ucraina. Этот мальчик, которого мы видим здесь, это и есть мир, которого мы все сейчас так жаждем, и его окружают маки, которые издавна тоже считаются символом этого самого мира. Așa un naiv, un copilaș care e fericit pentru pacea noastră, care acum suntem copleșiți de chestia asta. Momentul a fost sensibilizat de dansul unei balerine din Ucraina, refugiată la noi. Tânăra a dansat împreună cu fetița ei. De pictori au participat la proiectul caritabil Pictează pentru Pace, însă doar 17 tablouri au fost prezentate la expoziția cu licitație online. Am invitat artiștii să creeze, să imortalizeze pacea, așa cum o simt ei pe timp de război, pentru că noi acum am înțeles care este prețul păcii. Banii de pe vânzările tablourilor vor fi donați pentru a ajuta refugiații ucraineni din țara noastră. Expoziția va fi deschisă până pe 13 aprilie și este cu acces gratuit. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună seara! Bună seara, Iuliana! Bună seara tuturor! Odată cu începerea războiului s-au amânat practic toate evenimentele mondene din țara noastră. E bine, se mai dezmorțește puțin atmosfera, se vede că oamenii se obișnuiesc deja cu ideea războiului. Astăzi, reporterii noștri vor merge la o gală la care vor fi premiate brandurile de top. Se anunță o gală cu oameni importanți, vom vedea și noi care va fi atmosfera acolo. În studio discutăm cu unul dintre soliștii lăutarii, dar și cu tânăra interpretă Vlada Boțan, care face furori pe Instagram. Vă aștept la O seară perfectă! Anișoara, mulțumesc! Vremea caldă și însorită din ultimile zile i-a scos pe mulți gospodari la muncă în grădinile de pe lângă case. Oamenii sădesc tot felul de plante pentru a culege ulterior roadele care îi vor hrăni timp de un an întreg. Pe lângă lipsa precipitațiilor care deja îngrijorează gospodarii, aceștia se plâng și de prețurile mari la răsad. De cealaltă parte, vânzătorii afirmă că nu cer mai mult decât anii trecuți. Acest bărbat a venit astăzi la piața din Cahul pentru a cumpăra semințe pe care ulterior le va sădi în grădină. Arbuzic, cisnoc, morcovi, sfecla, arbuze, dâine, mărinchi, cusarnici, cartoșco, o tăchie cultură. Să mă nevaiesc ce o vătăm gădă hărășă băit. Зима сухая пошла, без осадки. Чувствуется, что вот май месяц тоже сухая будет. Я смотрел по интернету, дождей нема. Tarabele din piața din Comrat sunt pline cu răsad. Vânzătorii spun că prețurile la semințe nu s-au schimbat comparativ cu anul trecut. По 12 по 6. Морковка, помидоры, буряк, все. Ridisc. Pentru mulți cumpărători însă, chiar și aceste prețuri sunt exagerate. În același cartoșchi, a sădit la cartoșchi, lux semenei, na zimă n-a de gătoriță, a to-i neizvestnă ce bude. Mă ocin tăjălăm să stăiani. Vot u mine получила 1800 pensii, vot tut ostalăs 100 și ceva с пенсией. И вот сейчас думаю, арпаджику брать или не брать, потому что если я арпаджику возьму, все, у меня вообще до пенсии. Deși prețurile au rămas neschimbate, vânzătorii spun că numărul cumpărătorilor a scăzut considerabil față de anii precedenți. Potrivit experților, din cauza iernii călduroase și insuficienței de precipitații din acest an, în țara noastră ar putea fi seceta. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!